Astăzi a fost o zi importantă pentru Consiliul Județean al Elevilor din Giurgiu. În sala amfiteatru a Liceului Tudor Vianu a avut loc adunarea generală a Consiliului, în care au avut loc alegeri pentru noul birou executiv al Consiliului Județean al Elevilor Giurgiu. Tinerii chemați să-și desemneze liderul au ascultat programul fiecărui candidat, iar la final a trebuit să voteze. Alături de ei s-au aflat în calitate de observatori și foști elevi ce au deținut în trecut președinția acestui for școlar. Tinerii elevi au fost susținuți în acest proces electoral și de cadrele didactice venite să superviseze procesul de votare. Ce vreau să vă spun? Veniți cu idei, bătiți-vă pentru ele, da? Fiți inteligenți și fiți îndrăzneți, pentru că numai așa veți reuși să faceți ceea ce v-ați propus. Dacă stați cu mintea acolo în banca voastră, să știți că nu vă bagă nimeni în seamă. Fiți vocali, dar veniți cu argumente. Întotdeauna faceți ceea ce vreți să faceți și faceți ceea ce puteți, pentru că degeaba vă propuneți niște țeluri mărețe dacă noi plecăm de undeva de jos. Reprezint elevii giurgiuveni cam de un an de zile. Vă mulțumesc mult că ați venit astăzi la această adunare generală. Astăzi, 13 noiembrie, CJ Giurgiu s-a întrunit într-o adunare generală, cea mai importantă de peste ani, pentru că de această zi depinde viitorul acestei organizații, deoarece astăzi Consiliul Județean al Elevilor Giurgiu își alege noua conducere. Mă bucur să văd oameni noi în această organizație, dar și să revăd colegii de anul trecut. Și sper că în mandatul viitor cu toții vă veți descurca foarte bine și veți colabora cu Consiliul Județean al Elevilor. În momentul acesta sunteți bucuroși, să zic așa, ați intrat într-o școală de lideri și nu zic lucrul ăsta și nu fac compliment organizației pe care am crescut-o în mod gratuit și îmi fundamentez poziția pe anumite considerente. Ei bine, da, sunteți într-o școală de lideri pentru că ceea ce învățați în Consiliul Elevilor, ceea ce învățați în acest Consiliu Național al Elevilor, nu aveți ocazia să învățați nicăieri altundeva. În procesul electoral au fost implicați aproape 60 de participanți din toate liceele giurgiuvene și cadre didactice. În cursa electorală s-au înscris 6 candidați, 2 pentru funcția de președinte al acestei structuri, 3 vicepreședinți și un secretar. Pentru șefia Consiliului Județean s-au înscris Denis Andrei, elev al Colegiului Național Ion Maiorescu, și Roberto Petcu, elev al Liceului Tudor Vianu. După finalizarea procesului de vot, în care participanții și-au exprimat opțiunea privind desemnarea noii conduceri, s-a trecut la numărarea voturilor. Cu un număr de 35 de voturi valabile, a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Județean al Elevilor din Giurgiu, Denis Andrei, elev al Colegiului Național Ion Maiorescu.